Departamentul pentru situații de urgență a sărbătorit recent 9 ani de activitate. Cu această ocazie, aplicația instituției a fost actualizată. Aceasta are rolul de a pregăti și instrui populația în situații de urgență. Prin aplicația DSU, utilizatorii pot primi mai multe tipuri de alerte, pot afla care sunt atenționările meteo curente, cum să reacționeze în diferite situații de urgență, cum să acorde primul ajutor și pot avea acces continuu la știri de ultimă oră. Aplicația este disponibilă atât în limba română cât și în limba engleză. Prima secțiune a aplicației este destinată știrilor ce le oferă utilizatorilor informații cu privire la evenimentele curente de la nivel național. A doua secțiune are o hartă interactivă din care aflăm cele mai apropiate unități de primiri urgențe, spitale, unități de pompieri, baze și refugii salvamont, adăposturi de protecție civilă, stații de ambulanță, unități de poliție și jandarmerie și farmacii non-stop. Știți de aplicația Departamentului pentru situații de urgență? Nu. No. Care puteți să aflați tot felul de informări, alertele meteo? Am auzit, dar nu am acces. Acordă primul ajutor? Da, da, da. Știu despre ce este vorba. Cât de utilă credeți că este asta? Este bună, este foarte bună. E foarte bună. Vă gândiți să vă descărcați aplicația asta? Ba da, ba da, ba da. Asta o aveți? Da. Nu, nu. Credeți că este utilă o astfel de aplicație? Ba da, dar încă nu mi-am... Da, 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 cum să nu? Dar nu mi-am descărcat-o. Aplicația are și modul de raportare prin care cetățenii care au fost martorii unei situații de urgență pot trimite în timp real fotografii, clipuri video și sau mesaje. Totodată, aceasta cuprinde și ghiduri de comportare în cazul unor situații de urgență, cum ar fi cutremurele, inundațiile, incendiile sau avalanșele. Aplicația DSU este disponibilă pe toate tipurile de telefoane și poate fi descărcată gratuit.